Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Simona Pomazan. Bun găsit la știrile locale Antena 3 Pitești. Grav accident rutier petrecut pe autostrada A1 București-Pitești la kilometrul 116. Un cal lăsat liber a intrat pe sensul de mers către București, a fost lovit în plin de un autoturism și aruncat prin aer pe capota altei mașini. Ambele automobile au fost distruse, iar unul dintre ele s-a răsturnat în timp ce animalul a murit pe loc. În urma acestui accident, șoferul uneia dintre mașini a fost rănit și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență din Pitești. Traficul a fost blocat o jumătate de oră, iar coloana s-a întins pe kilometri întregi pe sensul către capitală. Autoritățile au pornit în căutarea proprietarului calului lăsat nesupravegheat, pentru ca acesta să fie tras la răspundere. Polițiștii fac din nou apel către stăpânii animalelor domestice să le monitorizeze cu atenție, deoarece răspunderea le revine integral în caz de incidente provocate de acestea. Bracunaj piscicol în Argeș, unde trei bărbați au fost prinși în flagrant de jandarmi pe lacul din comuna Ungheni într-o barcă pneumatică. Cele două set și barca folosită în activitatea ilegală au fost ridicate în vederea confiscării, iar cantitatea de pește viu a fost eliberată mediului natural. Hai, puneți peștele în gleată. Cele trei persoane pescuiau ilegal, fiind descoperite în toiul nopții de către jandarmi, în timp ce braconau cu 20 de 80 de metri fiecare. Aveau asupra lor cantitatea de 13 kg de pește, caras, crap și șalău. Pe numele bărbaților au fost întocmite actele de sesizare a organelor de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de deținere și utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament cu mărime ochiului de minimum 400 de mm, fapte prevăzute de articolul 64 din Ordonanța de Urgență numărul 23/2008 privind pescuitul și acvacultura. Braconierii respectiv sunt acum cercetați de oamenii legii, iar cele două seci, precum și barca folosită în activitatea ilegală, au fost confiscate, în timp ce cantitatea de pește viu a fost redată mediului natural. Șomerii argeșeni, dar mai ales absolvenții promoției din acest an, au posibilitatea să obțină slujba potrivită și mult căutată. Vineri se desfășoară bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, oferta agenților economici participanți fiind una diversificată. Argeșenii care se află în căutarea unui loc de muncă au acum posibilitatea să-și găsească slujba potrivită. Și asta pentru că vineri, 18 octombrie, va avea loc la Pitești bursa locurilor de muncă. Evenimentul organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Argeș se va desfășura începând cu ora 10 la Sala Sporturilor din Pitești, dar și celorlalte categorii de persoane care nu au un loc de muncă sau care doresc schimbarea lui. Totodată, și angajatorii pot beneficia de subvenții pentru încadrarea în muncă a persoanelor neocupate și, în special, pentru tinerii absolvenți de învățământ. Aceste beneficii se referă la subvenționarea stagiaturii sau a uceniciei la locul de muncă, încadrarea în muncă a absolvenților de învățământ, precum și subvenționarea încadrării în muncă a persoanelor ce aparțin unor grupuri vulnerabile. Moment important pentru candidatul Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal, Ramona Ioana Brunsils, care a marcat începutul campaniei electorale printr-o reuniune în fața Bisericii Sfântul Gheorghe din capitală. La eveniment au participat și membrii filialelor județene al partidului. Candidatul umanist la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie, Ramona Ioana Brunsils, a marcat începutul campaniei electorale printr-o reuniune cu proprii susținători. Această reuniune s-a desfășurat la kilometrul zero în fața Bisericii Sfântul Gheorghe din capitală. Ramona Ioana Brunsils vrea să construiască o Românie umanistă, prosperă, cu zero imunități și zero privilegii. Potrivit umanistei, toate privilegiile politicienilor cumulate reprezintă o povară uriașă pe bugetul de stat, iar aceste privilegii sunt finanțate prin munca românilor decenți și harnici. Urmează 30 de zile decisive pentru noi toți. 30 de zile în care unii ne vor spune, așa cum se întâmplă de 30 de ani deja, că trebuie să alegem președinte un om al sistemului. Că suntem condamnați să alegem din nou între răul mai mare și răul mai mic, promițindu-ne ca de fiecare dată că dacă îi alegem din nou, va fi totul lapte și miere. Nu, nu va fi din păcate nici lapte, nici miere. Nu pentru noi.
nu pentru oamenii cinstiți care merg zi de zi la muncă. Ionuț Badea, noul antrenor de la FC Argeș, se bazează pe aportul publicului. Badea vrea ca în jocurile de acasă publicul să fie al 12-lea jucător pentru FC Argeș. Odată cu revenirea la FC Argeș, Ionuț Badea face un apel și către publicul spectator. Badea dorește ca publicul să motiveze echipa în jocurile de acasă. Am trăit vremuri foarte frumoase, mai ales ca antrenor. Ca jucător nu am prins foarte mult să joc la FC Argeș, am plecat destul de devreme din oraș. Dar ca antrenor a însemnat ceva căldura acestui public, extrem de pretențios, și toată lumea înțelege de ce s-a întâmplat acest lucru de când a existat Nicolae Dobrin și va exista întotdeauna pentru noi. Sunt convins că dacă jocul va avea consistență, ei vor veni la stadion. Și mă bazez foarte mult pe acest lucru, pentru că tot ceea ce facem, până la urmă, facem pentru ei. BCM-ul Piteș vrea să învingă Clujul. Duelul dintre cele două formații are loc vineri în Sala Sporturilor din Trivale. BCM-ul Piteș a debutat cu succes în noul sezon. După ce formația lui Florin Nini s-a impus la Timișoara, acum așteaptă duelul de vineri cu Clujul. Partida va avea loc în Sala Sporturilor din Trivale, iar piteștenii doresc un nou succes în campionat. Ne așteaptă un sezon extrem de dificil. Noi am reușit într-un final, am trecut și noi peste mici probleme medicale, am reușit să avem în sfârșit o formulă completă, să ne antrenăm cu jucătorii pe care am dorit și pe care ni am dorit să-i avem. Handbalistele din Mioveni vor debuta și în Cupa României. Va fi duel cu ACS București. La sediul Federației Române de Handbal a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor din Divizia A la Handbal Feminin Cupa României. Astfel, handbalistele din Mioveni vor juca duminică 27 octombrie cu echipa ACS-SSP București. Partida se va desfășura în Sala Sporturilor din Trivale. În continuare, CS Dacia Mioveni 2012 merge foarte bine în acest sezon. În campionat, handbalistele din Mioveni au învins în deplasare pe Odorheiu Secuiesc. Scorul a fost 40-14. Doamnelor, domnilor, punem punct aici știrilor locale. Antena 3 Piteș, în Simona Pomazan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine, ne revedem la următorul buletin de știri. La revedere!